un om avea doi fii. S-a dus la cel din tâi și i-a zis: Fiule, du-te și lucrează azi în via mea. Uită-te, prietene! Într-o zi va fi toată a mea. Nu uita de fratele tău. Ce are de-a face mica cu asta? Eu sunt cel mai mare. Cel mai mare ia tot. Nu, dacă nu este vrednic. Vrei să spui că nu sunt vrednic? Doar spun că... Va fi toată a mea într-o zi. O să vezi. Astăzi vom culege. Trezește-mi, băieții, roada e gata de cules. Păi, sunt deja sculați și plecați. Ce? Dacă nu culegem astăzi, întreaga recoltă e pierdută. Și sunt prea slab să fac de unul singur totul. Începe tu, eu îi voi găsi pe băieți. Da, Geașu. Vând câteva din astea și voi fi propriul meu șef. Gata cu plantatul, culesul și cultivatul. Până atunci, am nevoie de tine. Este o zi de recoltă. O, tată! Vino! E târziu. Dar eu... Ajunge, mica! Vino! Rămân aici. Vrei să repeți? Sunt sătul și obosit de culesul viei. E tot ce fac. Iar Iachim mereu trâncănește și se laudă că va fi toată a lui. Poate să o aibă, am terminat. Nu ai altceva mai bun de făcut decât să te uiți la mine cum muncesc? Nu, din câte știu. Bine atunci. Uite, vine tatăl tău să se redea memoria. Iachim, este ziua recoltei. Îmi pare rău, tată. Așa zici mereu. Și mereu merg să te caut când e treabă de făcut. Vin imediat, tată. Îți promit. Vezi ce faci, sau o să pierdem recolta. Nu te duci? Tata se emoționează câteodată. Dar treaba mereu se face chiar dacă mă duc sau nu. Relaxează-te. Nu vom termina nici măcar jumătate în ritmul ăsta. Este o pierdere mare. Da, așa mulți ciorchini. Nu ciorchinii, ci respectul fiilor mei. Tată? Îmi pare rău, tată. Ți-am vorbit nerespectuos. Sunt aici să muncesc, dacă mă vei ierta. Totul este iertat și uitat. Se pare că am ajuns la timp. Trebuie să spun ceva, mica. Eu nu cred că voi mai trăi mult. Vreau ca tu să moștenești această vie. Nu vreau să iau nimic de la Iachim, tată. Nu ei. Iachim se așteaptă să fie a lui doar pentru că este mai mare. Dar tu ai fost mereu aici, indiferent dacă ți-a plăcut sau nu. Via mea este a ta.